să trăiesc viața pas cu pas. Le fac bagajele, pun la pachet. Vreau să păstrez în suflet doar un zâmbet. Sunt fericit, sunt fericit. Oameni fericiți pe stradă am întâlnit. Persoane de la geam mi-au zâmbit. Azi nu strică să stric, sunt fericit azi. Sunt fericit, sunt fericit. Oameni fericiți pe stradă am întâlnit. Persoane de la geam mi-au zâmbit. Azi nu strică să stric, sunt fericit. Bună dimineața. Păi normal. Dar de ce ești tu fericit? Băi, e foarte tare. Zi-mi două motive pentru care tu ești fericit. Pentru că mă iubește Dumnezeu. Asta e una. Pentru că ești sănătos. Pentru că am familie foarte frumoasă și o iubesc. Mamă, ce frumos, așa. Ce declarație de dragoste frumoasă. Și îmi iubesc familia. Ce, ești un om realizat. Asta e atitudinea. Da, asta e atitudinea. Fiecare dimineață, oricât de multe probleme ai avea, să spui, Doamne, sunt fericit. Eu am impresia că tu ești gelos. Așa de obicei. Da. Dar știi de ce spun asta? Nu. Nu? Pentru că ești îmbrăcat în galben. Nu mă, s-a îmbrăcat în să galben pentru că să te ferești de fete îmbrăcate în galben pentru că sunt geloase, spun eu. La bărbați nu e același lucru, Nasita. Și că noi ne îmbrăcăm în galben când suntem fericiți, când e soare afară, mergem la mare. Așa este. De altfel, Mihai a câștigat sezonul 6. Next Star. Felicitări. Mulțumesc. Cum a fost experiența? Păi a fost foarte frumoasă experiența. Da. Ți-a fost frică de vreun jurat de pe acolo? Păi da, de Cerebel. Da, dar am zis că ai primit o stea de la Cerebel. Pentru că credeam că o să-mi dea steluță roșie. Dar e cam rău Cerebel, nu? Păi da, așa să zic eu. Și Pepe cum e? Pepe e mai așa, mai cu bun simț. Ava, e mai cu bun simț. Nu că Cerebel ar fi nesimțit, da. Omul judecă acolo și mișcările de dans e mai... Toți sunt ok, toți. Păi da. Nu vreau să judec. Dar ca cine dorești tu să ajungi când o să fii mare? Păi când o să fiu mare, aș vrea să ajung un mare artist. Dă-mi un nume. Prin America. Prin America? Da. Care e idolul tău? Păi idolul meu ar fi Pepe. Wow! Super tare! Păi ai toate șansele, să știi, pentru că ai fost în echipa lui și presupun că ai primit o grămadă de sfaturi acolo la Next Star de la Pepe. De la New York. Uite că te-au ajutat, ai câștigat sezonul 6 al emisiunii Next Star și piesa ta. Păi, spune cine? Nu prea. Spune cine? Mamă, sper să nu se uite Pepe la televizor. Pepe, acum, toate piesele, toate piesele. Le știe. Mulțumim tare mult, mulțumim, Mihai. Multă baftă de aici înainte. Și când o să fii vedetă, da, o să fii celebră în America, să ne bagi în seamă, da? Să nu ne uiți. Dar normal. Să mai vii la noi, așa. Normal. Mulțumim tare. Noi mergem mai